Alexei Percemlă, reprezentantul Partidului Guvernării, este câștigătorul alegerilor repetate din comuna Bubuiece a municipiului Chișinău. Scrutinul a fost organizat din nou după ce alegerile din toamna anului trecut au fost declarate nule, pe motiv că Leonid Dumaneț, candidatul Mișcării Alternativa Națională, care a învins, nu ar deține diplomă de studii medii. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că pentru Alexei Percemlă au votat 891 de oameni, acesta fiind urmată de candidatul Partidului Liberal Igor Moraru cu puțin peste 560 de voturi și de Lilia Pruteanu din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, care a fost votată de aproape 120 de cetățeni. Potrivit CEC, la scrutin a fost înregistrată o rată de participare de 22,26% din numărul alegătorilor incluși în listele electorale. De cealaltă parte, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională consideră alegerile din 11 februarie ca fiind ilegale, susținând că Leonid Dumaneț are studiile necesare pentru a deține funcția de primar. Aceștia au protestat luni în fața sediului Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Decizia CEC de a declara alegerile din Bubuieci drept nule este ilegală, în primul rând, deoarece în instanțele de judecată se examinează două contestații privind decizia de infirmare a alegerilor și privind hotărârea prin care se declară nule alegerile, iar la Curtea Constituțională a fost ridicată excepția de neconstituționalitate. Doar după finalizarea tuturor acestor dosare, CEC putea legal să întreprinde careva acțiuni, au menționat aceștia într-o postare pe pagina de Facebook. În comuna Bubuieci au fost organizate alegeri repetate după ce scrutinul din noiembrie 2023, care a fost câștigat de candidatul Man, Leonid Dumaneț, a fost declarat nul de membrii Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost luată ca urmare a hotărârii Curții Supreme de Justiție, care a menținut-o pe cea a Curții de Apel Chișinău, potrivit căreia înregistrarea în cursa electorală a lui Leonid Dumaneț a fost ilegală.